simpaticilor, vreau să știu ce mai faceți. Aici, Daniela Untu, am venit cu un nou episod din Give Me Five. Mamă, ce scenariu frumos am făcut aici. De data aceasta am stat la povești cu Florian Rus. Și nu m-am întâlnit cu el pe străzile din București. Tot ce pot să spun este că are niște povești super funny. Vă las pe voi să le descoperiți. Salut, sunt Florian Rus și am venit la Give Me Five să vă spun 5 lucruri pe care nu le știe nimeni despre mine sau foarte puține lume. Primul lucru este că la 7 ani m-am dus singur la radio, la o emisiune de noapte, la ora 9 seara. M-am luat și m-am dus singur și am bătut la ușă și am zis salut, eu sunt Florian și am venit să vă cânt. Nu mă aștepta nimeni, nu mă invitase nimeni, nimeni nu știa cine sunt, dar m-am dus și m-au primit. Deci, lecția este că dacă îți dorești cu adevărat, te duci și bagi la ușă, n-ai ce să faci și te primești de cineva. Părinții mei erau acasă și eu eram afară, era vară și m-am dus pur și simplu și am bătut la ușă acolo. Și au sunat, îl cunoșteau pe taică meu ea de acolo și l-au sunat și au zis Mircea, e aici copilul tău, a venit să ne cânte la radio. Și a început să râdă taică meu și a trimis pe cineva după mine, după ce am avut emisiunea, bineînțeles. Mai țin minte ce ai cântat? Nu mai țin minte ce am cântat. Eu făceam piese. Atunci, de atunci compuneam și aveam o piesă care n-avea niciun sens, se numea Basketul e câmp și mare, whatever that means, adică asta era piesa, știi? Și o cântam probabil vreo compoziție din asta de-a mea, fără niciun sens, dar eu le vedeam ca niște chestii foarte însemnate, da. Numărul 2 este că eu sunt foarte sportiv, nu, când eram mic m-am apucat de toate sporturile posibile și am făcut o zi maxim două. La fotbal m-a dus maică-mea pe stadion și mi-a pus sandwich-uri. Mi-a zis că dacă în caz că mi se face foame să am sandwich-uri la mine. Și m-am dus, eram cu ghiozdanul în spate și s-a întors antrenorul și m-a întrebat ce mă cu ghiozdanul ăla acolo, ce ai tu acolo? Era un dăla dur. Și zic, eu mi-am pus mami niște sandwich-uri în caz că mi se face foame. Și a zis, da, nu ești pregătit, du-te acasă. Și m-a întors și m-a lăsat în fața stadionului, m-a împins să ies de acolo din antrenament. Și nu știam cum să ajung acasă și m-a dus o băbuță acasă. Numărul 3, am avut niște fete în gazdă când eram mic. Cred că eram foarte mic, cred că aveam vreo 6-7 ani, nu știu exact, 8 ani, ceva. Și stăteau niște fete în gazdă la noi și știam când vin acasă, că aveau facultate sau mai știu, servici sau whatever. Și m-am ascuns în dulap să le văd cum se schimbă. N-am meritat show pentru că nu m-am gândit că ele s-ar putea să deschidă dulapul înainte să se dezbrace și așa au și făcut, că voiau să-și ia mai întâi hainele cu care se îmbracă și când au deschis dulapul, în loc de haine, prima dată l-au văzut pe Florian, mic, așa, cum și-a ridicat privirea, așa, s-a uitat la ele, speriat, și-a urlat, ce cauți mai aici, aici afară? Am fugit repede, îți dai seama, m-am dus, a deschis, ca cum îi dai drumul la, nu știu, la câine, știi, când stă mult într-o cușcă, așa eram, gen, m-am tulă. Am zis că dacă fug repede, poate nu observă că am fost acolo, dar nu. Numărul 4. Acum câțiva ani am avut piciorul în gips și m-am dus la spital să-mi scot gipsul și stăteam pe hol. Și așa, în zare, l-am văzut pe un prieten bun de-al lui taică meu. Și eu zic, mamă, să mă duc să-l salut. Și în perioada aia nu știu exact ce se întâmplaseră în univers, dar în bula mea de cunoștințe, ca să zic așa, foarte multe femei erau gravide și m-a ridicat și era cu nevasta lui și era, nu știu, era balonată ceva, se întâmplaseră cu dânsa că era la spital așa și eu am crezut, era și el protector așa, o ținea de după gât așa și tot tablou în capul meu era clar, sunt la spital, e clară treaba. Și m-am dus direct, dar direct așa și cu mâna spre burta ei și am zis, felicitări, când așteptăm? Și ei s-au uitat așa serios la mine și au zis, nu e... Și m-am înroșit tot și l-am sunat pe taică-miu și am zis, aoleo, trebuie să spun ceva, râdea taică-miu în telefon, nu mai putea. La 5-a este tragicomic, așa, e un pic tristă. Am cântat la o nuntă și eram foarte insistent, cântam Rud, piesa Rud, și eram foarte insistent să vină socul mare, să-l cunoaștem cu toții. Și am zis odată, n-a zis nimeni nimic, a doua oară zic, dar unde e socrul mare? Să vină socrul mare! Și insistam la microfon și insistam în momentul în care la un moment dat s-a întors tot ringul așa deodată și mi-a făcut semn, nu se spune asta. Socrul mare, din păcate, nu era printre noi, dar eu insistam. Bine, n-avea de unde să știu, spre apărarea mea, că nu aveam de unde să știu, dar a fost un moment foarte penibil pentru că toată nunta am cântat cu ochii închiși să nu mai văd pe miri care probabil... Na. Am stricat un pic
seara. Îmi cer scuze acum prin intermediul televiziunii pentru acel moment. Ăsta a fost Give Me 5 cu Florian Rus. Au fost 5 momente din viața mea pe care n-aș fi vrut să vi le povestesc neapărat, dar am fost provocat. Și am zis că dacă tot am venit, vreau să fac și un bonus, o provocare, să vă învăț să cântați din mâini. Dacă știți să cântați din mâini, dacă nu, vă învăț acum și vreau să o faceți până vă iese. Gata. Acum că ați aflat lucruri noi despre Florian, eu mă retrag, dar stați liniștiți că săptămâna viitoare iar o să mă vedeți cu un nou artist, aflând lucruri noi și funny despre el. Sunt Daniela Untu și vreau să vă spun că avem un super concurs unde puteți câștiga un city break de două persoane la Târgul de Crăciun din Viena. Găsiți detalii pe utv.ro. Până atunci, știți voi, dați cu follow la dana.u și pe UTV. Hai că am content mișto, ok? Bye!